Foarte interesant E foarte important de fapt, nu doar interesant, este important de observat în Sfânta Scriptură că Scriptura nu definește voința ca fiind liberă. Noi reformați am găsit modalități de a explica că voința este liberă, adică este liberă în sensul că face tot ce vrea. Da? În sensul ăla este liberă. Aveți vedea că Sfânta Scriptură nu spune, a, stați, să vă spun cumva cum putem să acomodăm doctrina liberei voințe cu perspectiva filozofilor din vremea în care voi trăieți postmodernă și să putem să spunem și noi că libera voința este liberă. Nu. Biblia spune ceva cu totul diferit despre voința omului. Eu sunt de acord să accept lucrul acesta. Dacă definim voința liberă ca fiind uh, omul face tot ceea ce este în natura lui să facă, da, sunt de acord, omul este liber să facă tot ceea ce este în natura lui să facă. Și asta spune Domnul Iisus. Fiindcă ești rău, ai libertatea totală să faci? numai mai rău însă. Oamenii când vorbesc despre voința liberă, nu la asta se referă. Nu se referă la faptul că ei sunt răi și fac rău. Ci se referă la faptul că, mulți dintre ei nu recunosc că sunt răi, la faptul că pot să facă orice. Mai putem să alegem între bine și rău. Nu, nu puteți să alegeți între bine și rău. Puteți să alegeți ceea ce sunteți. Sunteți răi, alegeți răul. Asta spune Sfânta Scriptură.